Momente de groază în Iași. O bubuitură puternică a tulburat liniștea unui cartier ieșan. Deflagrația cauzată de o acumulare de gaze a aruncat în aer două etaje ale unui bloc de locuințe. Explozia a avut loc într-un apartament de la parterul blocului. Proprietarii, doi pensionari, au pierit sub dărâmături. O explozie urmată de un incendiu a aruncat în aer apartamentele aflate la parter și la etajul 1 al unui bloc din Iași, locuit în cea mai mare parte de pensionari. Tragedia, în urma căreia două persoane au murit și alte 11 au fost rănite, a fost cauzată de o acumulare de gaze. Din primele cercetări, explozia a fost provocată de o centrală cu gaze dintr-un apartament de la parterul blocului. Potrivit presei locale, în urmă cu 3 zile, unul dintre locatari a reclamat că miroase a gaz în bloc, dar nu a fost luat în seamă. Un total de 16 apartamente au fost avariate, iar explozia a afectat structura de rezistență a clădirii. În urma exploziei, un cunoscut profesor universitar și soția acestuia a fost cercetător și au pierdut viața. 5 persoane au fost rănite și transportate la spital, iar alte 6 persoane au primit îngrijiri la fața locului. Vă rog să ne înțelegeți, dacă nu păstrăm o ordine, nu face nimic. Vă rog să ne sprijiniți cine a face ordine aici. Da? Nu blocăm, vă rog, trotuarele. Suflul exploziei a distrus scara blocului, astfel că locatarii care au rămas captivi în propriile locuințe au fost scoși afară cu ajutorul scărilor întinse de pompieri. Mai multe echipaje de pompieri, echipaje smurt și ambulanțe au intervenit la locul exploziei. 10 de locatari care au rămas fără un acoperiș deasupra capului și-au petrecut noaptea la rude sau într-un cămin al unui liceu din oraș care le-a fost pus la dispoziție. Cu toate astea, mulți dintre locatari și-au petrecut noaptea în jurul blocului ca să-și păzească bunurile. Parchetul de pe lângă tribunalul Iași a deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de distrugere calificată și ucidere din culpă în acest caz. Potrivit unui comunicat al parchetului general, anchetatorii efectuează cercetări la fața locului unde, sub supravegherea unui procuror, sunt efectuate activități specifice de către polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale împreună cu specialiști în construcții.